Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne revedem ca în fiecare luni. Astăzi, că vom avea un subiect extrem de interesant, nu știu dacă o spun ironic sau o spun serios, despre ce să discutăm noi când nu avem despre ce discuta. Discutăm despre politică. Uite, asta ne mănâncă 9 zilele și politicienii ne mănâncă viața, ne mănâncă buzunarul, ne mănâncă traiul, ne mănâncă tot ce avem și noi. Invitații mei din această seară sunt colegul Alin Ion, jurnalist, Bună seara! și Costi Crestu, jurnalist. Orice mi-ar spune că nu mai este în presă, oricum treaba asta nu-și dispare. Meseria rămâne meserie. Nu Costi Crestu, că până la urmă, dacă un tip este inginer și lucrează ospătar, tot inginerie. Nu sunt de acord cu paradigma ta, dar în fine, până la urmă asta e important, că distractiv pentru mine, că atunci când ai subiecte și lipsește mlaghina, mă chem pe mine. Nu, Gabriel are o problemă, mă rog, e plecată din localitate, dar probabil o să facem și emisiune în formulă completă, dacă ți se pare așa formula mai interesantă cu Gabriela Mladin și cu Alin, o să fim mai mulți, dar să fie un subiect de amploare încât să aveți ce dezbate. Dar nu din cauza asta te-am chemat, te-am chemat pentru că ești un om care gândește liber, un spirit liber, printre puținii care mai au curaj să mai vorbească. Și când e vorba de politică, mai ales de administrația publică locală aici, de politicienii, așa, din Goș, toți se feresc. Dom'le, știi că am așa, că ne cunoaștem, că e orașul mic. Oamenii din ce în ce mai mult se tem să spună adevăr. Zice, dom'le, mai ciocul mic, stau acolo pe burtă, ăștia sunt expresiile. Și îmi văd de ale mele că nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Deși, în momentul de față, în partidele din Gor sunt niște bătălii extraordinare, pentru că foarte mulți dintre cei care aspiră la fotoliu de parlamentar intră în bătălia asta internă. Și v-aș întreba cum vedeți situația în momentul de față. La PNL, situația, mă rog, s-a cam rezolvat. Acolo e partid de lider, Dan Buceanu a zis eu primul pe listă, nu știe nimeni dacă e cel mai bun, nu știe nimeni dacă Dan Buceanu are cele mai multe intenții de vot. Cert este când e vorba de Romanescu, trebuie să-i dea la Giole și au găsit acum prilejul. În partea cealaltă, tot felul de variante la PSD. Ba că face Ponta lista, ba că o face Dragnea, ba că vrea Cârciumaru ceva, Călinoiu vrea ceva. E ca la Balamuc acolo. Vă rog. Ai dreptate. Cu Balamucu? Nu, cu tot ce ai povestit. Da, deci v-aș întreba totuși... Lista o face și Cârciumaru, o face și Călinoiu, o face și Ponta... Astăzi am auzit o altă variantă. Varianta că Ion Călinoiu va fi primul pe listă la Senat și următorul va fi Claudiu Manta. Ion Călinoiu are toate șansele să nu își încheie mandatul de senator dacă va fi ales după povestea asta cu Ani. Care se va termina, cum se va termina, n-aș vrea să anticipez. Da, dar mai fost o variantă lansată tot astăzi, că există posibilitatea ca Ion Călinoiu și Victor Ponta să nu se mai găsească pe listă, ca urmare a problemelor pe care le au. Și, din câte știu, chiar un reprezentant al partidului a făcut această declarație. Pe ce problemă ar avea Victor Ponta? Victor Ponta are problemele penale, cu legea, are trimis în judecată în dosarul Rovinare. N-are nicio problemă. Faptul că e cercetat penal, asta nu înseamnă că e vinovat. El nu are o condamnare. O problemă pare să aibă Dragnea. Există un regulament în cadrul partidului și persoanele care se află sub control judiciar sau sunt trimise în judecată știu că nu mai pot să candideze. Nu, dar a existat la nivel central o întrunire a conducerii a vârfului PSD, știm foarte bine, și Dragnea a afirmat, după discuția care a fost acolo, că Victor Ponta va candida. Tu cum vezi situația asta cu problema asta penală? Ți se pare că ține atât de mult politica de morală în România, că ne-au nebunit cu codul ăsta de integritate? Pentru mine, întrebarea ta și realitatea e atât de complexă încât aproape că nu știu de unde să încep și unde să termin. O descrie așa plastică ar fi că noi suntem într-o formă fiziologică de bordel și ne punem papion. Întrebarea, desigur, retorică, dacă vrei,
te-o adresez ție. Asta apropo, de bordei, sau, dar unii lucrează într-un bordel și se cred fete mari. Care este diferența între deputatul X și deputatul Y? Ți se pare ție că din numărul total de deputat, de parlamentar pe care a avut Gojul, a fost vreunul care să reprezinte interesele reale ale gorjenilor? Părerea mea este că niciunul nu s-a ridicat la așteptările mele. Și atunci, până la urmă, problema e a lor, nu a noastră. Sigur că în amonte problema în fond este a noastră și cauza este cea pe care ți-am mai spus-o și la emisiunea anterioară, este că noi gojenii, sau mă rog, dacă vrei electoratul, suntem proști. Proști și atât. Când suntem cumva captivi într-un areal foarte restrâns, alegem ce ni se dă? Nu, nu suntem captivi în niciun areal, suntem proști. Forma în care trăim noi este departe de a fi democrație. Cu cât prostia noastră este mai profundă, cu atât șmecheria lor este mai mare și mai performantă. Mai performantă. Lucrurile sunt extrem de simple. Mai avem și, nu știu, un comportament maniacal, așa, masochist, dacă vrei. Da, ne regulează odată, ne-au regulat de două ori, ne-au regulat de trei ori. E mioritic deja. Și mai vrem încă o dată. Nu avem nicio reacție. Dacă vrei, putem discuta pe cazul particular. Asta e pericolul. Momentul periculos este când începe să-ți placă. Nici nu știu, nici măcar nu cred că suntem în situația asta. Nu cred că ne place. Știința a doua natură. Dar forma patologică a comportamentului general a devenit așa, o poveste de rutină. Care este diferența între a-l găsi pe liste pe Popeangă și pe, știu eu, Vâlceanu? Care e diferența? Pentru mine, eu nu pot să fac o clasificare între cei doi. În funcție de ce îi cuantific. Mă refer cel puțin la numele noi care intră. De exemplu, Claudiu Manta e un tânăr politician cu discurs, măcar. Cu discursul său are o anume substanță. Da, și poate are și o altă viziune, dar... Eu nu fac speranțe. O viziune într-un spațiu al vorbilor pentru mine e nesuficient. Sigur că individual vorbind și mie, Claudiu Manta, pe care l-am cunoscut, pare altceva. Un om cu mult bun simț, un om cu ceva caracter incomparabil cu ce acum în spectrul politic. Dar dacă vrei să fac așa un prognostic, nu cred că îl vom vedea pe Manta pe listele unui partid. Și mai vreau să fac o precizare și cu asta o să închei. Îl spun ceea ce am mai spus tot la emisiunea ta, căci la Zelenie n-a mai fost, există o continuă degradare. Din 96, când ne raportăm la Târgu Jiu, la Gorj, nu? Da. Când încă mai erau oameni care făceau politică și care aveau măcar mirosul, măcar umbra unei etici. Și ți-aș da un exemplu, Adamescu. Gheorghe Gorun. De atunci... Oameni pe care i-am cunoscut amândoi foarte bine și... De atunci n-a mai apărut nimeni. Sigur că Adamescu poate făcea, eu știu, mici... Combinații, da. Să bea o bere. El a trăit, deși a avut tot județul la dispoziție în 96. În perioada convenției, da. Da. El a trăit într-o cameră de hotel și a murit sărac. Păi mai arătăm unul dintre politicienii care l-au urmat de atunci până acum. Unul care a făcut politică și a murit la fel de sărac. Trăim într-o altă perioadă, sunt altfel de oameni. La ce sens are, sau, mă rog, pentru mine nu e nimic interesant să discutăm cine se va... găsi pe lista PSD-ului, cine se va găsi pe lista PSD-ului, așa, și cred că va fi vreo diferență în ceea ce privește electoratul pe mine alegător? Nu, eu voi fi același tâmpit, eu electorat. Nu, susții că, mă rog, electoratul ar fi la un nivel intelectual inferior? Nu știu dacă la nivel intelectual, dacă vrei, în ceea ce înseamnă exercițiul ăsta democratic. În ideea asta? Sigur, în ideea asta. Eu cred că nu numai faptul că nu avem exercițiu democratic și nu avem acel discernământ, atenție cu... Există, cred că, și o teamă de schimbare până la... Da, suntem și foarte conservatori, suntem așa de bătuți în cap. Deci, dacă încercăm să găsim termeni care să ne, eu știu, creeze o anumită stare de confort, de acord. Dar suntem proști și atât. Mai avem o calitate, suntem și fuduli. Dar n-am putea fi proști. La noi nu se poate decât așa.
Dacă nu îndeplinești simultan cele două condiții, nu ești nu știu, eu zic că nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oră. Trebuie să ne uităm și la cei care vin să voteze, la categoria de vârstă și trebuie să vedem că... Aline, pe cine ai votat populația... la ultimele lege? Ca să ne uităm și la altă categorie. Pe cine aș vota? Nu, pe cine ai votat. Pe cine am votat? Da. Am votat cu... Eu pot să spun. Pot să spun și eu. Dacă vrea, evident. Votul până la urmă poate să rămână secret. Eu... De acord, dar nu pot să fiu... Să împărtășesc ideea, facem biserică, căutăm... Nu, eu i-am spus. I-am spus și lui Sorin, într-adevăr, votul secret. I-am spus și lui Sorin și spun... Recunosc asta, eu am... Structura mea este o structură de... om liberal, adică nu-mi place să mă apăr de, să fiu protejat, să mă simt, să mă facă statul să mă protejeze într-un fel. Vreau să mă protejez singur, vreau să trăiesc pe picioarele mele. Deci structura mea este de om liberal. Liberalismul se dezvoltă într-un stat puternic care îți garantează. E într-adevăr, dar eu mă ghidez după acele principii ale liberalismului și... Nu, ai deschis o pistă foarte interesantă, pentru că în momentul de față spui că ești liberal și te duci pe doctrina liberală cu votul. Dar eu îți spun și nu știu dacă veți fi de acord cu mine, doctrina nu mai face doi bani în politica românească. Dacă îi întreb pe ăștia pe liberal, ce înseamnă doctrina liberală sau pe sediști de doctrina socialistă, îți spun foarte clar că nu vor ști ce să spună. Îi doare în 14, ca să mă exprim așa, de doctrina unui partid. S-ar duce la orice partid unde pot să obțină ceva. Da. Nu știu dacă ești de acord cu mine. Nu numai că sunt de acord cu tine, eu cred că în România nu sunt structurate și conturate și bine definite doctrinele. E un amestec. Exact. Cei de stânga în speță PSD-ul aplică măsuri de dreapta și invers. E o discuție, dacă vrei, așa, prea... filozofică, de ordin metafizic, să spui că ești într-un fel sau altul, într-un spațiu în care nimic nu e clar. Ce înseamnă să fii de dreapta cui? Așa tu ca individ? Bun, da, poți să înțeleg, dar politicile care se... Raportat la societate, tot, la cei din jur... La care societate? Că înțeleg că nu, poți că să fii de poți data. Fi, dar în momentul în care... Așa, organic, zici, domnule, dar te manifesti, care e asimptomatic în societatea asta, care nu e nici dreapta, nici stânga, nu e nimic în societatea asta. Și eu vă mai spun ceva, uite, voi aveți posibilitatea să întrebați și faceți un test cu politicienii care o să vină la voi. Întrebați din... statutul partidului și o să aveți surpriza să constatați că ei nu-și cunoști măcar statutul partidului. Eu nu l-am citit vreodată. Și atunci despre ce vorbim? Nu știu cum arată că ce înseamnă dreapta, stânga? Că el ar trebui să știe foarte mult, nu numai statutul partidului, încât atunci când intri într-un partid doctrinal, vorbind cum spune Alin, ar trebui să implementezi sau să generezi, să gândești, să dezvolți anumite măsuri. Oricând aici măsura este a interesului direct. Da, putem veni cu exemple foarte precise. De exemplu, cum mă gândesc la un moment dat că se răsuceau mărunt brătienii, cum îl vedeai tu ca președinte la Partidul Național Liberal pe Dani Ilie Morega, un comunist, o racilă comunistă, care, cum să zic, cu siguranță la învățământul politico-ideologic condamna partidele istorice. Cât de liberal ți se pare fostul președinte de organizație PSD la tineret, Dan Vâlceanu, care a trecut pe la Partidul Democrat, după aia și a ajuns lider liberal. Chiar este un exponent de lider liberal, Dan Vâlceanu? Da, discutăm despre principii și despre despre persoanele care fac politică și într-adevăr, dacă ne... Păi despre principii poți să discuți la mănăstire, Aline. Politică mai puțin. Nu trăiești într-un spațiu izolat, nu ești produs de cultură. Asta este mediul pe care ne-l oferă politicienii și în care trebuie să supraviețuim, să trăim într-un fel sau altul. Să ne împărăcărim și noi, până la urmă. Facem parte din aceeași faună. Astăzi a fost o știre interesantă la Goș TV, o știre pe care am scris-o și eu. Este vorba de un american, singurul american din județul Gorj, rezident, nici nu știe să vorbească limba română. Cred că nu știe unde a nimerit. Exact, exact. Se cheamă Terry Lacrosse.
Dacă și îi spune, începe să plângă cum plângea și el, el și-a deschis, și-a vândut în Statele Unite, avea un motel și a vândut motelul respectiv și a plăcut zona, oamenii, și a mutat aici, a deschis 3 gogoșerii. Dar dacă și americanii ne vând gogoși. Dar 3 gogoșerii, da, și cu ceva. Problema e că ne vândi, problema că le mâncăm noi. Și dar, plac. Dar, americane. Dar el și-a făcut un plan de 2-3 luni să deschidă această mică afacere și s-a dus din cauza birocrației la vreo 7-8 luni, în timp în care a realizat pierderi de vreo 14.000 de euro. Și ce spunea el, niște lucruri interesante. S-a răspundat greu, că nu, 7-8 luni trebuie să fii cam fraieric, așa că... Ce spunea că s-a izbit această birocrație? Că oamenilor, într-adevăr, și spunea, le este frică, le este teamă, se tem, și mai ales se referea la oamenii, chiar spunea, little people with stamps, oamenii mici cu ștampile, funcționarii aceia, care l-au tot plimbat pe toate ghișeele ca să pună o mică ștampilă. Și... De ce nu știu cu gogoșerie în Statele Unite, dacă acolo e un paradis și la noi nu e bine? Asta l-aș fi întrebat eu. Are 61 de ani, nu are, atât mai mult. Nu are familie, nu are copii, a avut câțiva angajați. Cam aventurier americanul ăsta. Câțiva angajați, a avut câțiva angajați din de aici din Gorj. Și ce e cu el? Studenți? Că n-am înțeles ce care e ideea? Păi, ideea e că omul ăsta a constatat niște, nu știu, niște lucruri care l-au șocat până la urmă și nouă ni se pare normal aceste lucruri. S-a descurcat greu într-o țară străină, adică spun, într-o lună de zile cu tot, cu acte de firmă, cu deschis activitate, îți faci treaba. Eu nu cred că 7-8 luni a durat deschis o gogoșerie. Bă, eu cred că e adevărat ce spune el. Dar e un tip care a venit din afară, care nu știe care e mersul. Nu, mă rog, să nu am rețeta. Nu știu care este exemplu în discuția noastră, că așa oamenii excentrii sunt o grămadă de români. Dacă a durat gogoșeria 7 luni, n-am niciun dubiu. Eu am deschis o afacere în piață. Și Coște s-a mutat, s-a mutat la Târgu Jiu, la Polata, deci tot am deschis un chioșc în piață și pentru că n-am vrut să-i dau drumul decât în varianta perfect legală, a durat 7 luni. Un chioșc din Termopan, 7 luni. Birocrația este... Nu, asta e și de birocrație. Multă, multă, multă prostie. Multă prostie. Păi da, dacă prostia e ajuns la birocrație, ce spune Alin? Bă, și birocrația are mândrie ei. Aici nu mai e vorba de birocrație, e vorba de nesimțire, de prostie, de cei care conduc urbea noastră se comportă ca și când și-ar administra propria moșie, da. Exact, iar noi suntem sclavi plantați. Sclavi, iar ăștia de angajați de ei pe pile sunt arendașii. Ajungi la mâna lor. Da. Dacă ar face cineva, ar fi curios, uite, poate Alin, dacă mai face presă, că eu de mult m-am lăsat, și aici vreau să deschid o paranteză, a dispărut presa din Gorj. N-am văzut citesc, să văd un gazetar care să mai scrie cum se scria pe vremea noastră. Nimeni nu mai scrie de Cârciumaru și în conjunctura l-am întrebat. De ce? Păi simplu, pentru că fiecăruia a făcut câte ceva. O favoare. Deci, îți recomand, îți plătești și abonament, că oricum e gratis. E, nu am acolo, nu prin niciun pot local. Deci, TV și Radio Târgu Jiu, pentru că deci vreau să spun că Cârciumaru este permanent supărat pe mine că sunt singurul sau, mă rog, printre puțini, că mai sunt, dar aia sunt de comandă politică. Bine, generalizează, că nu le-a făcut la toți favorul. Nu e vorba de tachii. Nu le-a făcut la toți jurnaliștii favor, nu mi-a făcut niciun favor. Adică în momentul în care discutăm de favor, n-am avut nici, mă rog, case, nici ce au mai primit ceilalți teren. Bun, mă, dacă nu ați avut. Nu mi-au angajat nici pe nimeni din neamul meu. Dacă nu ați avut. Înțelegeți? Dacă mi-a propus să mă angajez, a refuzat. Dacă nu ați avut și posibil să nu fi avut. Cum vă explicați voi faptul că un sens giratoriu, oricare vreți, a costat primăria 1 miliard, în condițiile în care sunt 50-100 de borduri și 2 rame de comandă? Am discutat și Gabriel Amladin, a spus aici în emisiune. Chiar deci am discutat de sensurile giratorii. Bă, 1 miliarde? Depinde de ce materiale sunt făcute. Păi le vedem tot. 1 miliarde? Poate le-a dus, mă rog, la americanul ăla de acolo. 8 miliarde? Da, exagerat, e adevărat. Exagerat, spui, 1 miliard de o casă bună, foarte bună. 1 miliard de nu, 1 miliard de faci 2 case foarte bune. Da. Deci fără discuții. Nu au niciun sens, geratorul nu are autorizație de construcție.
E, nu, eu am avut o discuție la un moment dat chiar te cu... Te pare normal? Nu, deci când primiți autorizația, Gabriela Mladin a făcut afirmația aici că n-ar fi. Directorul de la edilitar, Alexandru Zaharia, mi-a spus clar, oricând vă arăt documentele, deci eu nu lucram, ce-a lucrat dumnealui. Eu nu lucram dacă nu aveam o autorizație și tind să-l cred în momentul în care mi-a zis, vino să le vezi. Dar, eu am făcut o adresă la primărie, cred că au trecut cele 30 de zile și voi fi obligat să... În instanță să ajungi. În instanță, că n-am altă posibilitate, nu mi-a răspuns. Am cerut, eu am fost mai curios decât tine și am vrut să văd autorizațiile astea. Și n-au răspuns? N-au răspuns. Fonduri europene, au luat fonduri europene pentru 14 octombrie, pentru asfaltarea străzii pe 14 octombrie. Care a fost spartă, iar asfaltată, iar... Ne mai vorbim de povestea asta, că sunt din banii noștri. O să pierdă fondurile europene pe motiv că n-au fost în stare să facă analiza, nu betonului, cum se numește, asfaltului, bitumului. Da. Se pare normal? Nu sunt banii lor, sunt banii noștri. Păi, noi am pierdut bani și pe Balajiului, pe defileu. Ți se pare normal? La făcut să ți se pare normal, în niciun caz. Au băgat o grămadă de bani în stația de epurare. Sunt informații, aș îndrăzni să spun certe, că din anumite motive tehnice deversează în jur. Încă deversează în jur. Sunt lucruri... Stația nu a fost recepționată nici până acum, nu a fost pusă în funcțiune. Da, bani s-au mâncat mult acolo. Și da, totuși, în 2016, toate rezidurile din oraș să fie diversate în jur și nimeni să nu spună nimic, nici mediu, nimeni. Știu că problema... Echipă de basket nu mai avem. Până la urmă și știm care e situația. Echipă de handbal nu mai avem. De basket, de fotbal nu o să mai avem. În curând. Nu cred că... Într-o săptămână finanțele vor cere insolvență. Da, nu cred că termină... Nu, acela că ajunge, că am făcut așa o extrapolare, și puțin din subiect, că și cu fotbalul și cu, mă rog, este limpede ce se întâmplă la clubul la Panduri, este în neregulă. Ion Călinoiul girează în continuare pe Narcis Răducan. Toată lumea spune că soția lui se plimbă cu mașina pe care a avut-o Maxim de la club. A tăiat salariile la toți, dar el are 8500 în continuare. N-a dat salariile la jucători și ăștia devin liberi de contract conform regulamentelor, dar le dă prima de joc, el are 150% din primele de joc și Călinoiul stă să uită, ca curcan lemne, că nu pricepe. Nu știu dacă asta e motivul, că nu pricepe. Nu știu, dar vrea să facă senator. E, totuși, Cârciumaru e al patrulea mandat? Sau nu? Al patrulea mandat. Deci sunt... Pornește pe al cincelea. 16... Din 2000, Costi, cred. Bă, 16 ani ne-a mâncat... din viață. Tuturor, câți locuitori are? 100.000 de locuitori. Are nici 80.000 nu mai are. 80.000. Au plecat de când e. Deci, dar asta se întâmplă peste tot. 80.000 de locuitori e suficient. Fiecăruia i-a mâncat 14-20 de ani din viață. Întâi, gospodar al unei comunități, ce face când ajunge acolo? Nu știu, se gândește pe ce să pună mâna. Așa o vacă, așa un porc. Să asigure subsistența. Căci dacă se ocupă doar să-și măture gospodăria și aici am o părere personală, nu va rezolva nimic. Te întreb, unde este vaca și porcul primarului? Unde sunt elementele care să ne asigure subsistența? Căci ar trebui, într-un fel sau altul, să se fie ocupat de asta. A avut 20 de ani. Dacă mi-i spune, păi nu primarul poate să facă asta. Ba poate, pentru că a avut prim-ministru de Gorj. Corect. Știi câți bani și ce lucruri spectaculoase s-au făcut în Cluj, probabil că știi, și de ce oamenii îl votează pe Boc, nu contează cum e. Pentru că dincolo când de toată țara era împotriva lui, totuși bani, a ieșit primar. A dus bani în Cluj. Da. Eu nu îl spun... Bine, e clujean. Boc. Și da, și provine dintr-un mediu universitar. Dacă tine și Cărciumarul ce e? Dobrogean? Nu, vreau de Ponta. Păi, Sorine, dacă aveai un primar cu... organe sănătoase, se ducea toată ziua la Ponta, la ușă și spunea, bă, dă-mi bani că te-am pus pe listă, trebuie eu să fac ceva. Eu sunt convins că dacă era Nicolae Mischie, se ducea acolo. A, cu siguranță, dar Nicolae Mischie totuși a făcut ceva, chiar mai mult decât a făcut Cârciumaru, în condițiile în care era Năstase, știi ce personalitate puternică. Era Mitre, erau toți aia grei acolo. Ei, și cu toate astea, Mischie se ducea la ei la ușă și convingea să... Am înțeles că a avut o contribuție esențială în deschiderea înființării universității. A universității, alături de Vasile Văcaru, a continuat și e implicat și în afacerea asta cu teatru, în povestea asta cu teatru, a ținut ansamblul la Doina Gorului, care trebuie să... Mă rog, a făcut ceva. Da. Ce a făcut Cârciumaru?
20 de ani. Bă, 20 de ani. Dar care e opinia ta? Că ceea ce ai... lucruri prea mărunte. Stadionul, sala polivalentă. Bă, ce te-a făcut, mă, Cârciumaru? Nu i-a făcut nimic. Păi ce argument mi-aduci mie că a făcut Cârciumaru stadionul și sala polivalentă în condițiile în care nu i-a făcut? A cerut lucruri mărunte, nu lucruri importante pentru județul. Dragule, în condițiile în care nu le-a făcut, 1 și 2, asta dovedește o formă de... gândire limitată, ca să nu numesc altfel, cel puțin din punctul meu de vedere. Pe asta spunea și Alin. Să bagi bani în stadion în condițiile în care peste un timp scurt nu vei mai avea echipă și stadionul nu vei avea bani nici măcar să-l întreții. Ce se întâmplă aici? Până la urmă nu e rău nimic ce se construiește. Florin Cârciumaru a intervenit acolo ca să... asta e opinia mea. A intervenit acolo pentru că s-a colocat 100 de milioane orașului tău Craiova pentru stadion și, mă rog, aș da cine și 9-20. E clar că, mă rog, chestia asta n-a convenit celor de la Craiova, dar banii aia nu putea să ia decât pentru asta. Probabil nu zicea, dați-mi de la stadion de la Craiova și vă fac o maternitate. Fac și eu un stadion. Asta înseamnă să te mulțumești. Dar exact ce spune Alin, sunt lucruri mărunte. Și revenind că suntem, gândim la fel în privința asta, având un prim-ministru de-al tău, pe care l-ai făcut deputat în repetate rânduri, să n-ai curajul, să n-ai viziunea, să-i ceri, este foarte grav. Bine, m-a întrebat la un moment ce aș fi cerut. Eu aș fi cerut să dau gaură de munte până la Petrojani. Și atunci am fi legat gorjul de Europa. O lucrare mare de infrastructură. Iată că și proiectul cu modernizarea căii eroilor bate pasul pe loc și cine știe. Bine, nu ți-am face pe acest. Asta cu modernizarea căii eroilor, acolo e o altă măgărie. Chiar dacă se va face, a fost atribuit într-un mod cel puțin dubios proiectarea unui personaj destul de controversat care a fost implicat și pe la Craiova, cred că e și într-un dosar penal. În fine, a nu se înțelege că eu aș avea ceva cu stadionul. Nici pe departe. Dar asta confirmă faptul că, deși au trecut 2000 de ani, omul n-a evoluat deloc, decât ustensilele prin care el este manipulat. Mă refer la povestea, celebra poveste, oferi omului pâine și circ. Pâine și circ. Acum ne oferim fotbal și circ. Da. Că pâine nu prea mai avem. Încă mai avem pâine. Încă mai avem. Bun. Rău. Rău? Deci nu bun. Da. Cel puțin, în fine, așa să cer. Avem astfel de oameni de care tocmai vorbeam, care acum stau să facă listele astea. Să ne pună ei reprezentanții. Că nu-i punem noi. Noi cu votul contează mai puțin. Votăm, uite, Alin clar spune de dreapta, eu votez cu liberali, dar nu te uiți pe lista aia. Eu mă uit ce se întâmplă acolo. Și atunci ce? Ai alte opțiuni, alte variante? Eu am o variantă, dar atâta timp când n-am ce vota, nu votez. Clar. Și nu o să mă duc acum să am doi hoți și îl votez pe ăla, că e hoț mai mic. Hoț mai mic, dar tot hoție. Nu votez până n-am unul în care să investesc încredere, în care să investesc până la urmă votul meu, nu mă duc la vot. Nu, dar ceea ce spunea Marcel Romanescu cu privire la banii pe care trebuie să aibă candidații, banii, disponibilitățile, bănești sau averea, este într-adevăr un lucru real, pentru că cei care candidează trebuie să contribuie înainte cu o sumă de 650 de milioane de lei. Pe care nu i-ar oricine. Normal. Cine așa, pe care nu i-ar oricine și aș vrea să ne oprim un pic asupra situației cu Marcel Romanescu, pentru că declarația lui a fost foarte clară, spunând că, domnule, trebuie să plătești pentru a candida pentru campania electorală, trebuie să cotizezi. Și probabil ar fi cineva care să aibă o avere de 10 miliarde. Asta însemnând casă, mă rog, un om costar. Asta voia să spună Marcel Romanescu. Șmecherii ăștia din PNL, care îl urăsc de moarte pe Marcel Romanescu, probabil îl urăsc. Își merită soarta, după părerea mea. Marcel? Da, aici vom ajunge, este clar. Nu fac altceva decât să interpreteze vorbele, să-l pună în discuție. Joi va fi pus în discuție, vine Inchiziția lui Vâlceanu. Nu știu ce măsuri vor lua cu Romanescu. DNA-ul lui Barbu. Așa, deci în momentul în care Romanescu spune lucruri și toți șmecherii ăștia, că dacă ăsta nu-i borfaș ca ei,
Dacă ăsta nu e, dacă e în cadrul universitar și ei nu sunt, dom'le, trebuie să-l eliminăm pe ăsta. Ne trebuie niște proști, ce spunea Costi Crețu, cu care să facem ce vrem. Da, uite, îmi confirm ceea ce am spus mai devreme. Este fără dubii că Marcel Romanescu, poate la fel ca și Manta Junior, sigur, păstrând proporțiile, da, pare dintr-un alt aluat. Da? Din altă lume. Din alt aluat, da. Da. Au un bun simț, au caracter, par altfel. Imediat sunt executați. Tu dai resping organic. Da. Da. Pentru că noi, electoratul, suntem, cum îți spuneam mai devreme, proști. Nu avem prea multe mecanisme prin care să ne manifestăm, căci democrația are, evident, și lipsurile ei. Dar eu te întreb, dacă s-ar înregistra, nu știu, alegerile parlamentare din noiembrie, în noiembrie, să decembrie, 11 decembrie. În fine, în decembrie. O prezență la vot de 80%. Spun că s-ar zgudui, s-ar întâmpla ceva, ar începe să fermenteze și s-ar naște, s-ar dospi, ar ieși pe undeva. Oare? Da. Da, cu siguranță, pentru că, așa cum spuneai tu, democrația are și mecanismele ei. În nesimțirea lor, ăștia care candidează... Organice de a se bregla sistemul. Ăștia ar merge înainte și dacă s-ar vota doar ei pe ei. E, da. Asta ar fi un prim plas. Apoi e în 80-90% care nu au ieșit la vot, dacă și-ar manifesta ceea ce tot sistemul ne oferă, ăsta în care termin democrația, spune, n-ați înțeles, mâine suntem în stradă. N-ați înțeles nici când am ajuns în stradă. Dar spun eu că în momentul în care are și lumea în stradă, ar înțelege, știi cât de mist ar face? Ar dispărea pe mari oameni care ne conduc. Ei vedea, uite, s-ar ascunde? Atât ei vedea. Da, ai mai văzut manifestații de stradă din 96? Până prin 96 a fost pe perioadă Constantinescu. Băi, ieșeau oamenii în stradă, mulți, zeci de mii, sute de mii. Dar ieșeau oamenii care aveau o convingere. Asta înseamnă că eram un popor viu. De la, nu acum mai suntem. Acum, de la colectiv încoace, inclusiv, mă rog, ce s-a întâmplat acolo, deci ies în stradă, ați văzut, o singură categorie, sunt aia tinerii, sunt ONG-ul de lui Soros. Văd că acum nu se mai ferește lumea să spună, domnule, partidul ăla e al lui Soros, vorbim de USR, am văzut și presa deja, jurnaliștii vorbesc așa cu foarte multă seninătate despre un partid care e finanțat de Soros. Eu am avut în emisiune și pe doamna Clotilde Armand aici, o doamnă care a venit în România, că așa a ajuns în România, reprezentantă a firmei franceze care a preluat gazele din România și știm foarte bine ce s-a întâmplat. E bine să știți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cam cine iese în stradă acum? Pentru că vedem foarte clar. Nu interesează pe români. Se ocupa de asistența tehnică la autostrada Bechtel, dacă... Da, o să revenim după publicitate, doamnelor și domnilor. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Invitații mei din această seară sunt colegul Alin Ion și Costi Crețu. Costin Crețu, vorbeam înainte de pauza publicitară despre felul în care partidele, știu eu, șmecherii ăștia care sunt în fruntea partidelor, resping organic niște oameni de calitate. Asta înseamnă că, oricum, ei sunt foarte puternici în partid și asta se întâmplă în toate partidele. Cazul Romanescu este un exemplu foarte bun. Bine, cred că și el are vocație de victimă. Că până la urmă te iei cu ei de gât. Dacă mie, dacă mi-ar face lucrul ăsta, m-aș lua cu ei de gât, până la urmă, nu i-aș lăsa așa. Vreau să fac o pauză, să spun că nu sunt de acord cu tine pe o nuanță. Nu trebuie. Toți ăștia pe care ai invocat tu nu sunt deloc puternici. Deloc. Conjunctura, funcțiile le-au creat o aură de oameni puternici. Corect. Dacă îi dai jos de pe scaun din funcție, lei de acolo și l-aduci în stradă, ia vântul. E nimeni, începe să aibă temeri, nu mai înseamnă nimic, nu mai reprezintă. Dacă îl întrebi cine ești, în fond nu e nimeni, că nu reprezintă nimic. Toată, și mai e un aspect, ei de foarte multe ori iau măsuri extreme și dure, tocmai dictatoriale, pentru, tocmai pentru că nu-i au nevoie să se legitimeze ceva, fiindcă fiind nimeni, au nevoie să le fie confirmată poziția și atunci fac pe Gigi Duru.
fără să fie, fără să fie cazul. Și îi legitimează doar forța. Trebuie să dea cu pumnul masă, să înțeleagă ceilalți de lângă el. Bă, eu sunt ăla. Argumente, da. Eu sunt ăla. Cine tu? Eu? Ca, dacă pe scaunul ăla s-ar așeza un om cu, un, cu o reprezentativitate solidă din toate punctele de vedere, la nu mai are nevoie să dea cu pumnul masă. Care cine este o autoritate? Pentru că, exact, ce vorbim... am discutat în pauză de prezența mea la un meci de fotbal la Panu. Care e interesant asta de... E interesant, deși e o povestioară, așa cum ți-a spus-o ție, e, poate fi reprezentativă. A venit Cârciumarul cu un microbuz în care erau o grămadă, în fine, de pe la DSC, pe unii i-am identificat, i-am recunoscut în sensul ăsta, pe alții nu. S-a existat, un conflict. La Severin. S-a existat un conflict pentru că, evident, n-avea niciunul bilet. Neavând bilete, n-aveau locuri. Unii oameni luaseră bilete și au trebuit să fie ridicat. Vrește că primăria primește, totuși, că acționam niște ridicat. Bilete. Păi sau? Da, niște bilete, dar au venit un număr mai mare decât biletele pe care le-au primit. Și atunci m-am gândit cât de mic este Cârciumarul și ca el toți ceilalți. Pentru că la nivel de simbol, eu stând și fumând acolo, mi-aș fi dorit să văd un primar care a venit și a cumpărat un bilet, că și pentru el prețul biletului nu înseamnă nimic, și a cumpărat un bilet, se duce și stă în tribuna zero, să spunem, sau în tribuna în public, asta vreți să în public, în niciun caz la VIP. De ce? Pentru că el nu înțelege că nu eu sunt slujitorul lui. Ci invers, el, cât e de primar, el este în slujba cetății, în slujba noastră. Da, dar acolo de regulă stau acționarii. Mi-aș fi dorit să văd un astfel de om. Ăla însemna că e un om doxă. Din toate punctele, un om complet. Ăla nu mai are nevoie nici să dea pun o masă, nu mai are nevoie să pară altfel decât este, pentru că nu mai simte nevoie organii să fie altfel. Cred că s-a produs... Nu mai vorbim și cu asta închid. Te rog. Că această echipă de fotbal nu este o societate privată, adică este SRL-ul cetățeanului Cârciumarul sau Călinoiu. Și atunci nu. Fac ce vor, că echipa lor stau unde, în fine, și în cărca jucătorilor. Este echipa comunității. Bă, dacă este echipa comunității, adică banii mei, ai tăi, ai nărojilor care se uită la televizor, că sunt mulți, dacă sunt banii noștri și tu ne administrezi, păi, pe lângă faptul că ai acest favor să ne administrezi, tu te urci în cărca noastră, adică vii la spectacol, la meci, pe banii mei și tu stai deasupra mea, păi cum? Eu sunt acționar, tu stai în tribună mai jos decât mie. Ar fi ideal. Dar nu e cumva și populist, cum gândești? Dar de ce să fie populist? Păi vezi unde am ajuns. Încât un gest normal, căci mie, asta mi se pare normalitatea, asta îmi pare a fi normalitatea, ar însemna, bă, păi stai, bă, cum să vină ăsta să stea aici cu noi? Păi dacă sunt banii mei, dacă echipa este a mea, de ce te întreb, dacă tu ești în slujba mea, te întreb, e un gest, tu ce ai, ești director aici sau nu știu, da, bun, e un gest populist dacă tu, director fiind, te duci, nu știu, la o întâlnire și nu poți să vorbești de subordonat, tot care... A, nu, n-am lucruri de astea. Adică nu mi-a luat Dumnezeu mințire până acum. De nu se poate. Și dar, atunci care e populismul? Cârciumarul, deputatul, în fine, orice funcție alea asta, este în slujba cetățeanului. În fine, ar trebui să fie în slujba cetățeanului. Datoria mea era să te întreb. Cum de asemenea vreau să te întreb... Și datoria mea este să te răspund. Să răspund, exact. Iar următoarea întrebare era asta. Îți aduce aminte când Florin Cârciumaru la meciul de promovare, tot la Severin, pe acela stadion, că am descoperit niște fotografii acum, era în mijlocul publicului și uite cum se transformă. În galerie, când a venit galeria în piața prefecturii. Da, deci a fost, așa, chiar în mijlocul galeriei, este un iubitor de fotbal. E o chestie asta cu stadionul, foarte bine că a făcut-o. Da, mă rog, se puteau face lucruri și alte lucruri importante. Sper să mai avem echipă până acum. Acum, da, nu mergem pe ideea, nici pe ideea că, domnule, dacă nu o să mai avem echipă peste 5 ani, nu mai facem stadion. Dar
Asta vreau să întreb. S-a produs cumva, deci în timp se produce o schimbare așa de profundă cu oamenii ăștia? Adică da, azi se suie, exact cum vezi într-un stadion, pe un scaun, urcă după aceea mai așa și uite așa până se suie în cap. Da. Păi, și care e întrebarea? Că răspunsul l-ai dat tu. Eu ce să zic? Păi nu, întrebam dacă ești de acord cu varianta asta, pentru că... Păi n-am cum să... Se produce o schimbare sau pur și simplu... Realitatea evidentă. Sau pur și simplu sunt luați așa de anturaj și, domnule, foarte mulți, că sunt și de ăștia care sunt pe acolo, pe lângă ei, care îi pupă în fund toată ziua. Știți cum e? De asta te întrebam, pentru că la Ceaușescu i s-a spus, domnule, băi, dacă te lăudau toți și cu tare la un moment dat crezi că ești așa. Până la urmă, eu cred că dacă ești un tip rațional, nu ți-a Dumnezeu mințile de tot. Bine, primul semn că e rațional este... sau constă în faptul că te aduci lângă tine oameni responsabili, nu pupători în exact. Dos. În fund. Și apoi, ce să mai discutăm? De aici, în momentul în care nu te-ai adus oameni care să ai și tu disponibilitatea, să fii suficient de mobilat intelectual încât să accepți că poți să greșești și să fii de acord cu ăla când te trage de mâine și spune aici, nu e bine. Regula e clară. Un om deștept își va lua tot timpul consilier deștept și oameni de așa, un prost își va lua mai proști ca el, ca să poată să-i conducă, știind că dacă și ia unul deștept, complex, își va da seama că regele e gol, că nu e nimic aici. Alin, uite, până la urmă discutam și în pauză cu Costin Crețu și are așa, până la urmă, pesimismului, scepticismului, este unul perfect rațional. Nu știu dacă e așa. Nu, asta zic, este perfect rațional. Sunteți amândoi doi pesimiști. Nu, el așa pare. Bun, hai să vedem cum sunt realist. Sunt chiar realist optimist, a spune. Adică se poate mult mai rău. Da. Deocamdată e regulă. Și nu numai că se poate, mi se va întâmpla mult mai rău. Și spunea Constin Crețu în pauză, dacă așa, că până la urmă, și înainte de pauză, nu contează cine este pe lista aia. Ori unul, ori altul, tot un drac. În sensul că nu e unul mai bun ca altul, nu sunt oameni providențiali sau oameni care se duc acolo în Parlament să facă ceva pentru oamenii care i-au ales. O secundă și apoi las pe Alin. În ultima perioadă, că și tot împreună am discutat... De acord. Până în 96 au fost oameni onorabili în politică și s-a văzut că erau altfel de politică. Sau, mă rog, oamenii aveau educația făcută în alte timpuri, Costin Crețu, oamenii aia fuseseră crescuți, altfel erau o minimă morală și că ne uităm acum, nu mai există principii, nu mai există o ierarhie a valorilor, totul este așa un surogat. Până și educația, până și morala, până și tot. Într-adevăr, Costin Crețu are dreptate când spune că nu contează până la urmă, pentru că lucrurile nu s-a schimbat nimic, lucrurile au mers în continuare la fel și mai rău. Acum sau din mai rău, din ce în ce mai rău, e clar. În ce mai rău, da. Acum chiar discutam cu o persoană cu dizabilități care pe 3 decembrie va organiza un meeting al acestor, este Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap. Și spunea că chiar voia să se întâlnească cu parlamentarii de Gorj. Păi ăștia n-au handicap intelectual și ei. Să le propună modificarea legii, dar nu știa cum să îi contacteze, cum să ajungă la ei. Cum să ajungă la ei, da, într-adevăr. Pentru că legea aceasta care îi protejează are unele disfuncționalități. Ei, uite, asta e foarte grav. Deci nu mai poți ajunge la ei. Deci nu mai poți ajunge nici la ăla de la loje, nici la ăla din Parlament. Și oricum, că e geamul ăla, e sticla aia care te separă. Presupunând că ai ajunge, ajungi degeaba. Cu căciul la mână, la boier la ușă. Eu dau exemplu de parlamentari care au un mod, cel puțin, de manifestare, nu știu dacă și fiziologic, o formă mitomană. Cum îl cheamă? Nici măcar eu nu știu cum îl cheamă, trecând peste faptul că... Anticipez corect, Mihnea Costoiu. Da, Mihnea Costoiu, pe care l-am văzut odată de două ori în Gorj. Vine când sunt alegerile, minte, bine, stilizat, pe deosebire da. de bădăranilor, știi? El are oarecare
Drăgălășenia e minciunii, da, tot minciune e. Adică și când se duce, când se duce mandria, dar minte mă frumos, de, nu? Da, nu, da, pică, când pică verișul de pe minciună, rămâne tot ceva. Dar Mihnea Costoiu a plecat din Gorj, din Târgu Jiu. A plecat și la propriu și la figurat. Nu, e foarte interesantă cariera lui așa. Lăsând la o parte că mă rog, la 17 ani semnează un angajament cu partener, securitatea. A fost partener cu... cu Negricioiu în multe afaceri, a fost cercetat. El era cel care le controla la, le coordonat la București. Acolo era, practic, reprezentantul lor în București. Îl descoperă doamna Andronescu drept un Einstein sau știu eu, Tesla al cercetării românești. Bine, și, eu cred că abilitățile lui Mihnea Costuiu în raport cu doamna pe care ai numit-o, al cărei nume de asemenea nu mi-l amintesc, sunt altele. Nu știu la ce te referi, dar ideea este că nu cred. Fă un exercițiu. Nu, iar când te gândești că, că spui că sunt altele, este foarte corect logic ce spui, pentru că în niciun caz profesional și așa nu recomanda nimic să ajungă rectorul Politehnicii din București. Adică da, știm foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta. Da, greșit. Tocmai profesional l-a recomandat doamna în cauză. E tocmai profesional, exact. Da. A ajuns până la demnitatea de ministru. Toni Mihail Greblă pleacă pentru scurt timp, din păcate pentru el, la Curtea Constituțională și atunci candidează Mihnea Costuiu. Să știi că, după părerea mea, și Greblă îmi pare, sau dacă vrei... Oricum, ca nivel intelectual, Toni Mihail Greblă era sus. Asta vreau și, să... Și profesional, nu discutăm. A fost cam ultimul intelectual, să zic așa, autentic în politica mare din Târgu Jiu. Și, corect, și revenind la Mihnea Costuiu, și acum cei de la PSD, apropo de ce spunea Costin Grețu că... Hai să spun, m-a întrebat ce recomanda pe Mihnea Costuiu să ajungă rector. Da. Calitățile lui profesionale. Care sunt ale profesionale? Cariera lui universitară de excepție, academică, cercetări în domeniu, somitate în fizică, da, în chimie, în tehnică. Știu. Acum nu știu dacă în chimie, dar... În tehnologia construcțiilor de mașini, nu știu. Eu nu știu dacă în chimie, dar... Politehnica din București este un colos unde au lucrat vârfuri ale științei mondiale. În chimie nu știu, dar în fizică este posibil, pentru că am înțeles că Mihnea Costuiu are totuși o lucrare, o teză. Dacă nu mă înșel, sper să fie reținut bine numele lucrării, este mecanica frecării. Da, mă rog, mecanica frecării este, până la urmă, și la ce a folosit? Păi a ajuns rector, a ajuns ministru, cum la ce a folosit? Da, uite, a ajuns ministru, acum a ajuns și senator. Păi și... doamna Vână, cum a ajuns viceprimar? Datorită activității pe care a avut-o în partidul domniei sale, în PSD. Recomandată până la urmă și de susținerea lui Victor Ponta, a lui Florin Cârciumaru, care oricum face ce îi se spune de la centru. Florin Cârciumaru, Dumnezeii sunt ăia la centru. Ce spune ea? Are o frică patologică, așa. Uite ce imagine am despre Cârciumaru. Acum când ai făcut o descriere a ta, descrierea asta, îmi pare un cățelandru așa, un maidanez cu un profil destul de temător și fricos. Hai, nu, nu maidanez, adică mă rog, comparația nu cred că e cea mai potrivită. De acord, bun, un câine de rasă, dar fricos. Ești de acord cu asta? Da, are momente de teamă de asta. Nu l-aș vedea, nu l-aș asemenea cu un câine. Și momentul în care cei de la... Bun, dulăi, mai bun, dulăi, sunt de acord cu tine, dar fricos. E, nu, dulăi salți. Nu, dulăi salți. Fricos în raport cu dulăi. Și dulăi fricoși. Vezi, o să vezi niște... Mare și fricoși. Ogar, da. Când ăștia de la București, ăștia între ghimele, la cei care te referi și tu, se înfoaie, anxios, se retrage într-un colț. Pare coada între picioare? Da, dar de acolo mai așa, mârâi, parcă ar mârâi, dar ceva nu lasă, exact. Da, e bine, aici vreau să ajung că vor, Mihai Weber, Mihnea Costuiu, dom'le, știi foarte bine că oamenii sunt nemulțumiți, primarii sunt nemulțumiți, n-au trecut prin colegiul lor, vai, Mihnea Costuiu niciodată, asta l-am avut pe primarul Ciocele Micinele, dom'le, n-a trecut până la urmă. Și vii tu ca partid și vi-l mai propui odată.
Este ce spune Costin Crețu, domnule. Că vrem de mai multe că ori. Suntem proști, vrem exact. De mai s-au prins că suntem proști. Și da. Fac noi ce vor, da. Dar oamenii ăștia au disponibilități, bănești, 650 de milioane, nu cred că e o sumă de care dispune orice combatant, să spun, politic. Adică este... salariul ăsta de senator pe care l-ar avea Costoi în momentul de față ar fi ceva umizilic cu un cimbuc acolo. Suma respectivă provine din pentru salariu. Pentru că, domnule, omul ăsta cred că nici nu vrea salariu. Să fie senator. N-a trecut prin colegiu, nu-l interesează. Nu dă doi bani pe aia, dă-i măsa de alegători, nici nu trec pe la ei. Bine, e posibil, și posibil, e posibil să gândească și faptul că el ne face o favoare, o onoare să vină să candideze. Dar o face în scârbă, adică da. parcă n-ar veni, că nu-i de nivelul nostru, nu? Vorbim de un rector, nu? Da, și ăștia, uitați-vă, cei de la București, acum am înțeles că vor neapărat să ne impună pe Weber, pe Mihai Weber. Pentru ce? Nu, cei de la București. Povestea asta cu cei de la București, dar... Păi nu, cercul de relații pe care l-ai pe acolo. Și cei de la Târgu Jiu, ce fac? Cei de la Târgu Jiu se execută, să trăiți, am înțeles, așa facem. Ăștia asta fac ea de la Târgu Jiu. Călinoi, poate, mă rog, Cărciumarul oricum execută tot ce îi spune București. Știi cum poate să facă o femeie, un bărbat să stea în genunchi? Nu știu. Îți spun eu, să dezbracă, stăm patru labe. Da, mă rog, e o tehnică pe care stăpânește doar Costin Crețu. Nu, apropo de ăsta ai tăi de aici, care zic să tăi. Mei, parcă, să ai mei. Ai mii? Dar ai mii nu eu sunt. Eu am buletin de Cărbunești, tu ai buletin de Târgu Jiu. De acord, așa, ai tăi sunt. Așa. Eu nu mi-asum. Nu i-am votat, nu mi-asum. Îmi spun public părerea să-și asume cei care mai vor încă o dată, încă o dată și încă o dată. Eu nu mai vreau. Nu mai vrei. Bun. Să înțeleg că treci de partea mea, nu te duci la vot. Evident că nu mă duc la vot. Și uite așa, nu m-am trezit cu acea situație în care sunt 8%, 10% prezenți la vot, ce spuneai tu. Nu, asta ar fi... În momentul în care se va ajunge la o prezență de 8-10%, asta înseamnă că trece la lucrurile serioase. În populație s-a acumulat o tensiune atât de mare... Sau îi doare în cot și nu mă se mai interesează, nu, că nu, vin nu. Generațiile astea care oricum nu botează. Am înțeles, dar procentul este prea mare încât să putem socoti că sunt 80% de indiferent și ignorant. Este exclus. S-a acumulat o tensiune atât de mare încât oricând poate să facă bău. Și rar, foarte rar, că probabil așa suntem genetic ca și popor, de aia se, nu știu cine a lansat sintagma cu mămăliga, că nu explodează. Da? E dar tot. Se pare că vine din zona Franței. Nu știu, se întâmplă și când se întâmplă, se mai așează, e un seism, știi, se mai așează plăcile pentru o perioadă scurtă, dar stai liniștit că vom fi destul de mult la vot. Eu te întreb, spre deosebire de electoratul din Goiș sau de marea majoritate, cred că sunt mai bine informat. Eu nu știu ce a făcut Weber, nu știu ce a făcut Popeangă, deci nu m-au impresionat cu nimic și atunci cum tu ca partid, desigur, toretorii mă întreb, Cărciumarul și Călinoiu, vii la, cu aceeași ofertă electorală, cum să mi-i mai prezinți pe mie pe ăștia, în calitate de ce? Cum să și dacă totuși mi-i prezinți, nu trebuie să vin eu să dau cu tine de pământ? Așa ar trebui. Păi toată lumea nu dă cu ei de pământ, aia e problema. Pentru că nu are nicio alternativă. Unde dă votul? Care e alternativă? În momentul în care se prezintă, da, tu dai seama ce ar însemna să ai un parlament cu prezență de 10%, nu și-ar termina mandatele, că ar fi un parlament nelegitim. La vot, asta... Ar fi un parlament nelegitim. N-ai niciunde să te duci în partea cealaltă. Ca mod de revoltă, în bod. Da, ca o formă de protest. Când la un moment dat ai la liberal, când știi, domne, eu aș fi putut să am un candidat la primărie care era Romanescu și care pe intenții de vot au făcut ăștia niște măgării acolo cu sondajul lor, nu mai povestesc, că știi foarte bine. Venirea cu Lupulescu, îl bătu rotarul, așa, îl luă, adică du-te bă de aici. De țâși băști. Nimeni nu l-a băgat în seamă, l-a jucat în picioare. Deci Rotaru singur a jucat partidul lui Gulceanu în picioare și lui Barbu. Știi care e problema? Noi mergând la alegeri, riscăm să naștem moștri, să facem încrucișări împotriva naturii. Să încrucișăm curvele PSD-ului cu ale PNL-ului. Și dai seama ce... El oricum se mișcă, mai schimbă locul pe centură. Da, da, da. Adică da. Mai trece, Vulceanu mai trece la ăștia, la da, liberal. Da, da, mergând noi și încurajând, forțându-i da. Să... Oricum există o categorie care se prezintă mereu la vot. Da, avem... există o categorie, dar să lăsăm categoria
Eu sunt convins că nici membrii de, toți membrii partidelor nu sunt încântați de politica pe care o duc reprezentanții lor. Majoritatea. Pentru că îți dau exemplu de la PSD. Cunosc oameni onorabili, sau mai onorabili, dacă permite comparația. Oarecum onorabil, da. Să zicem, da. Cât dar, de cât. Dar nimeni nu ia seamă. Știi ce înseamnă partidul? Înseamnă 2-3 oameni, Cârciumarul, Călinuiu și... O gașcă de șmecheri, nu numai la PSD. Și culmea că la un moment dat nici ăștia nu se mai înțeleg. Nici lor nu le... Deși tortul este imens, la un moment dat se certe și pe feliuța aia ultimă. Pe când un partid ar însemna să fie o organizație care natural să genereze elite și candidați. Adică, bă, ăsta e partidul, ăsta e forul de conducere, aducem toată organizația și lăsăm natural să decanteze un candidat sau mai mulți. Nimeni nu mișcă. Sunt oameni care muncesc în partide de ani și ani și ani și ani. Și de bună credință, ei nu au acces la nicio funcție, nici la funcție de, nici măcar de consilier local, de consilier județean. De ce? Pentru că trebuie să fie aceeași gașcă. Gașca Cârciumaru formată pe criterii, în fine, de el știute, gașca Călinuiu și, mă rog, așa da, e și la PNL și... Mai primește câte un post căldus printr-o instituție, printr-o unitate de stat. Pentru că marea masă de aceștia, că nu înțeleg, că ai chiar prostie să stai într-un partid și aia să nu te bagi în seamă niciodată, să nu însemni nimic decât... Odată la 4 ani, când te pun să muncești. Da, te pun să muncești, tragi ca bou acolo în jug, dar nu îți dau nimic, nici măcar o furcă de fân. Trebuie să-ți rezolvi tu, să ieși la câmp, la păscut, că asta face bou. Păi, ei se mulțumesc cu locurile călduțe pe care le ocupă. Păi nu le ocupă, păi asta le ocupă. E problema. Marea masă nu ocupă nimic. Ei și ne împart între au ei. Grijă, acolo, au grijă de ei să le angajeze pentru un concurs de ăsta măslui și angajeze pe undeva pe pentru un loc. Și nu schimbă ai nimic. Lor. Ai lor. Dar deci nu schimbă absolut nimic. Ce spune Costin Crețu, vin cu un tupeu fantastic cu aceiași oameni, sfidând electoratul, luându-i de proști, și chiar când te duci și mai botezi o dată, chiar ești prost. Și aici sunt de acord cu Costin Crețu. Iar, uite, mă uit la liberali. Păi, dom'le, nu poți să ai politicianul cu cea mai bună imagine în Gorj. Stai că, uite, să nu găsit, secunde. Și să nu folosești. Am văzut explicat. Ești prost de dreapta sau prost de stânga? Exact. Da. Dar tot prost ești. Da. Bine, ești prost cu fițe doctrinare. Adică nu. Asta e fudulia, nu? Păi, asta e fudulia. Altfel, prostia n-are exista. Totuși, în momentul în care ai anumit bun simț, o anumită discreție, nu mai simt fudul, nu mai ești nici prost. Ești un om normal. Uite, acum cât eu am avut un coleg, s-a dus dintre Dumnezeu să-l odihnească, Dan Grigore, care avea o vorbă. Ce ne facem noi proști? Și întrebarea asta avea atâta greutate și atâta... profunzime. Iartă-mă, dar eu nu întrebare. Poate sunt superficial, dar nu văd nici profunzimea, nici greutatea. Nu, profunzimea este... Tot timpul au soluții. El fiind un om inteligent. Înțeles ironia, că de fapt despre asta e vorba. Dar la fel proștii tot timpul au soluții, tot timpul au certitudini, tot timpul ei... Tot timpul sunt consecvenți. Da, mai sunt și excepții. Și atunci, da, sunt consecvenți, uite, din 96 până acum, câți ani sunt? 20 de ani. Din 96? Da, din 96 până acum 20 de ani. 20 de ani, băi, te dai seama? Pe geme țara asta de prostii. Da. Geme. Suntem pe o medie a inteligenței pe ultimul loc din Europa. Noi ne dăm mare acolo, că avem olimpici, avem 5-6. Habar n-am, nu știu asta, sigur. Dacă stăm despre sistemul de învățământ, eu trăiesc o experiență colaterală prin faptul că băiețelul meu traversează învățământul ăsta. Eu i-am propus, dar nu ne înțelegem, i-am propus să fie de acord să le trag de la școală, la o școală bună, la școala 8, să-l duc la cea mai slabă școală. I-am spus, te duc la cea... Să-l pedepsești, ce-a făcut copilul, nu, ca să-l pedepsești. Te duc la cea mai slabă școală, acolo e mai simplu, nu trebuie să frecventezi chiar toate orele, unele
inutile. Uite cum învăță copiii la prostii. Mergem, nu vrei să devii parlamentar cu Facem pregătire, adică la, facem pregătire la română, da, la matematică, la engleză, dacă mai vrei, tu mai facem și la ceva, altfel facem sport, facem un instrument. Căci, cel puțin, băiețelului meu are, mă rog, 13 ani, cam simt care sunt abilitățile lui. Corect, nu-l va ajuta la nimic tehnologia și, în fine, o grămadă de materii inutile. Ca, complet inutile. Îl agresează, îi mănâncă timpul. Sistemul nostru oricum e profund viciat. E nerealist. Nu e aplicat. Deci nu are aplicabilitate. Iar profesorii, care, deci ce vin generațiile astea, vai de mama lor. Pentru că sistemul e mai atrage. Salariile sunt de mizerie. Da, nu, lasă. Asta cu salariile nu. Asta cu salariile e ca și la doctor, că salariile mici de aia primești pagă și, indiferent cât ar avea salariile de mici, pagă tot vor primi. Numai o secundă. Hai să lămurim o chestie așa. Că, mă rog, pe site-ul Spitalului Județean, de când s-au mărit salariile, deci înainte de mărirea salariilor, nu s-au actualizat acolo pe site salariile medicilor. De când s-au mărit? Îți spun ceva. Nu există. Deci nu există în Spitalul Județean medic chirurg care cu cărți să ia sub 100 de milioane. O spun în premieră. Fără șpăgi. Fără șpăgi. Da. Deci nu există. Hai să fim serioși. Mie de amărâții aia care, mă rog, n-au un salariu. Medicul, eu am tot respectul pentru medici. Muncesc mult, învață mult aia care sunt medici. Care, și trebuie să le dai salarii mari. Dar să nu le plângem de vină la orice nivel. Sorine, nu. Povestea asta cu profesorii e una aparte. După experiența mea, profesorul, dincolo de orice, trebuie să aibă har, să fie dascălul ăla, formator de... Are o misiune, nu o meserie. Da, formator de caracter, da, de oameni. Da, da, da. Copilul trebuie să vadă în dascăl un discipul. Și un model. Da, noi nu mai avem. Sau sunt foarte, foarte, foarte puține astfel de... profesori. Păi dacă îi dai salariu minim pe economie și nu-i plătește primarul naveta, face naveta la Roșia de Amaravia, că știu cazuri acolo care, mă rog, n-au fost plătite, vreau să vă spun că nu-i plătești cine vrei să vină la facultățile alea? Din tot felul de politici. Nu știu dacă ați auzit, dar vă recomand. Absolvenți de limba engleză, nu știu cum o fac. Copiază referatele de pe internet, nu-i verifică nimeni. Da. Îți recomand, dacă e posibil să nu fi auzit, eu întâmplător l-am descoperit, un om, după părerea mea, genial și am proprietatea termenilor, Florin Colceac se numește, a fost supranumit antrenorul de genii, pe vremea Ceaușescu și un pic încoace, în fine, făcea pregătire cu olimpice. Da. Da. Dacă s-ar aplica ce spune teoriile omului lui despre învățământ, ar fi lucruri, cred că România ar avea o șansă, poate singura asta. Nu bagă nimeni în seamă. Păi de ce să bagă în seamă? Nu bagă nimeni în seamă. Deci omul e, cum să spun, el vine de pe o altă planetă în ceea ce înseamnă învățământ. Dacă l-ai, păi, el vine de pe o altă planetă. Îl bagă seama pe Costoiu. Domnul profesor universitar, rector, domnul rector, domnul ministru. Uităm ce l-a spus prefect la Guș. Da, nu bagă seama pe Costuiul. Pe Costuiul bagă în altceva sau l-a băgat doamna aceea despre care vorbeai tu și indirect nouă pe gât. Dar întrebarea e de ce l-acceptăm? Păi ai răspuns, de proști. Da. Alin. Nu că el e de dreapta. Nu, dacă mai particip la multe emisiuni cu voi, încep cu să... Cu noi nu, că e mirat, deci... Nu să mă îndoiesc de principiile, mă rog, politice pe care le simt, dar... Da, tu gândești liberal, așa, doctrinar vorbind, cum gândeau brătienii, hai să nu spunem că sunt anacronici, cum sunt doctrinele liberale corecte. Ce să vorbim noi de Partidul Național Liberal, de doctrina lui, când el nu face parte din Internaționala Liberală? Deci Partidul Național Liberal e cu popularii europeni. Deci ăsta n-a niciun fel de... Deci în România n-ai... Dar nu știu dacă e o soluție... Păi te întreb ce liberal, dar ce liberal, nu, dacă ești doctrinar? Nu știu dacă liberal. Încă nu știu dacă e o soluție neprezentarea la vot și dacă totuși cineva își dă seama că... Dragule, în acest fel îți manifesti o revoltă, sigur, față de... Dar nu este revoltă, nu pot să dau votul tu. Ție ți se pare corect să dai votul cuiva în care n-ai încredere, care știi că-i borfași, că-i hoță? Explică-mi logica.
Domnule, am doi. Sunt ori hoți, ori proști, ori borfași, ori nu știu ce. Știu clar că nu vor face nimic pentru comunitate. Care este logica să-i acorzi unuia dintre ei votul? Care e logica? Păi și atunci? Ce înseamnă face? Că eu îl legitimez pe ăla. Atunci? Înseamnă că eu... Nu, dar în felul ăsta... Îmi place că ești hoț. Uite, apreciez că acesta cum mai funcționează, nu știu, jocul acesta democratic. Ei, sau... până la urmă vor trebui și partidele astea politice să vină cu altcineva. Da, ele nu vor veni așa natural cu altcineva decât dacă noi, prostimea, mulțimea, nu vor fi în stare să generăm un seiz. Un prostimea nu se ridică singură, spontan. Încât, atunci să stea în genunchi. Apropo de bancul pe care ți l-am spus. Dacă vorbim... Până la urmă e... La părintele Papacioc s-a dus un biet domn, destul de trist. Și s-a păcat să plângă, a avut ghinion în viață, în fine, a întâlnit o femeie care s-a dovedit a fi desfrânată. Și părintele zice, da. Și ce ai făcut? Păi m-am despărțit de ea. Și ce ai făcut? Păi după un timp am reușit să-mi revin, că am trăit o depresie și am întâlnit o altă femeie și s-a dovedit a fi la fel de desfrânată. Și știi ce spune părintele Papacioc? Da, păi dacă ești prost, eu ce să-ți fac? Asta spune un mare duhovnic. E interviu pe YouTube. Stăteam și mă gândeam că, mă rog, unde a fost prost? Că a ales a doua oară, că a ales prima dată? Evident că a ales a doua oară. Că a ales a doua oară. Că... Da, totuși... Tuturor ni se poate întâmpla să greșim o dată, dar să faci aceeași greșeală deja e o problemă. Păi, dar greșeala o fac și ăștia care ți-i propun pe aceeași. Da, pentru ei nu e o greșeală, pentru ei eu cum, ce greșeală pentru ei? Da, poate ești au e o greșeală pentru ei, acumulează averii. Poate au... și asta o explicație, nu? Că ăștia au bani să candideze. Cine plătește 650 de milioane? Românescu? Băi, Aline, are dar... banii 650 de milioane? Băi, sau dragule, dar asta nu este treaba mea și ce mecanisme de promovare pe listă propun partidele? Nu, oricare mecanismul ar fi, legislativ. Că, până ce la urmă, mecanismul legislativ? Păi, până la urmă, legea mă obligă pe mine să am 600 de milioane să candidez? Partidul respectiv. Păi, partidul nu are de unde. Dar nu are treabă cu legislația partea asta, e în interiorul partidului. Revenind la Românescu, care spune niște adevăruri, vine șmecherii ăștia care, mă rog, hai să scăpăm de Romanescu, că ăsta nu-i ca noi, ăsta nu intră în găștile noastre de 2 lei. Dar nu pot să-i plângi care pentru că Romanescu i-a cărat geanta lui, cum îl cheamă, lui Pulescu. Nu pot să-i plângi de milă. În momentul în care a înregistrat în sondajele interne un procent bun, sau mă rog, cel mai bun, iar partidul aștept cu el pe jos și n-a avut reacție. Nu, ăștia de la PNR, Vâlceanu, clar, e limpede că a acționat. Sigur, Vâlceanu, dar vorbesc de personalitatea lui. Să nu ai nicio atitudine, nicio reacție. Pentru deja că... mă gândesc dacă e bun ca primar. Pentru că nu poți să suporți atâta umilință. Logica ta e corect. Nu poți să suporți atâta umilință. A stabilit niște reguli. Eu m-am angajat în emisiune. În momentul în care tu te lași umilit, înseamnă că mai umili și pe mine. Adică în ideea nu mă poți reprezenta. Eu sunt de acord, dar uite mizeria care se întâmplă deci la modul ăsta. Și spune niște lucruri și mai sare și Tudor Barbu, că nu-ți DNA-ul. Păi la ce nu-ți DNA-ul, nene Barbule? Că, nu știu, eu, omul ăsta până la urmă ar trebui să stai așa că... L-am și pe fratele ce a debitat, și pe fratele lui Tudor Barbu ce a debitat în Parlament. Cu politicianul care prestează o activitate mai riscantă decât cea unui soldat în Afganistan. Nu, s-a auzit declarația asta. Comparația este... nu forțată, este... Dom'le, e cretină. Barbu este un tip foarte inteligent. Este istoric de artă, mă rog. Știi? Problema este că el a mai făcut și varianta aia, prostia aia cu SIDA, așa. Iar ca să spui chestia că mai rău decât bine. Și ea e plastică. Și doar la câteva zile, patru soldați au fost răniți într-o... E plastic. Dacă nu înțelegi partea metafizică a expresiei, atunci poți să o traduci așa. Sigur că dacă te gândești la dimensiunea pe care ar trebui să o aibă politicianul, căci în fond el stabilește, el votează dacă să se ducă sau nu în Irak trupele. Dai seama ce greutate apasă pe umeri și pe conștiința lui, dacă o are.
Nu, că el, da, asta e de dincolo. Nefericit găsită, da, și, dar dacă da, o iei la... Și superficial interpretată. Așa, pentru că este interpretată și tendențios. Dar de barbu nostru, ele se încadrează într-o altă tipologie. Eu am avut conflicte cu barbu încă de când a venit. El are să-mi dea $10,000, nu mi-a dat nici astăzi. Păi cum, cu ce prilej? Cred că sunt, nu știu, 8 ani, 10.000, pentru 10.000 sau 15.000, cred că s-au făcut, $15,000 se poartă mizerabil. Păi ce s-a întâmplat? L-ai împrumutat sau cum? Mai e greva, mai are o datorie și nu mi-a dat nici asta. Păi și există, ai un act, o chestie de asta, înțeleg? Da, e singur că am. Poate rezolva în instanță, nu? Aia, nu mă duc în instanță cu barbă. Actul oficial este următorul. Când a venit cu Diaconescu, mi-a promis că dacă îl votez, îmi dă $15,000. Da, înțeleg. Cum? A promis? Păi și tu iei de bun ce spune un politician. Ți-a luat Dumnezeu mințile. Păi, eu nu iau de bun. Eu nu iau de bun, dar are o datorie. Și nu l-ai căutat să-ți dea banii? Ba, l-am căutat. Și? Surprize. Surpriză, zice că eu sunt nebun. Da. Da. Păi, nu știu că acum chiar tot și mă gândesc. E, dar vezi că dacă ar exista suficiente mecanisme, poate chiar, nu știu, instituirea unui sistem, a unei instanțe, cum ar fi, de exemplu, declarația pe propria răspundere. Și în campanie electorală să limitezi minciuna. Ai promis, nu te-ai ținut de cuvânt, îți pierzi mandatul sau intri în pușcărie pentru declarație mincinoasă, de exemplu. Îți dai seama că n-am mai fi agresat de atâtea absurdități la televizor. N-am mai dat nimeni să spună, bă, alege-mă pe mine, că îți fac, îți dreg și pe vecina și pe... Păi da, poate ei vor să facă lucrul ăsta, noi lasă sistemul, sau uită. E și asta o problemă. Dom'le, uită omul. Îmbătrânește și a uitat ce s-a promis. Da, dar să stea acasă. Să uite la el în bătătură, la el în ogradă. Acolo poate să are dreptul să fie și senil. E numai drepturi au. Da, dar care, uite, cu asta închid, înțeleg că s-a terminat emisiunea. Mai suntem în 4 minute. Bun, în fine, nu vreau să monopolizez. Se apropie Alin să tragă concluziile așa, da. Se apropie alegerile. Totuși, voi însemnând presa, încă mai are, cred, o reprezentativitate, o greutate, un impact. Încă mai este un instrument prin care omul poate fi trezit, ca să nu spun manipulat. Păi dacă ar fi o atitudine comună, nu ne interesează pe cine puneți pe listă, că altfel apar discuții, eu îl vreau pe Gheorghe, tu îl vrei pe Manta, nu mă interesează pe cine, dar nu-i mai vrem pe ăștia care au fost. Indiferent de asta eu le tot spun. Nu-i mai vrem pe ăștia, ați venit cu asta. În emisiune la Goștiu l-am tot spus lucrul ăsta. Știți ce, la un moment dat le explicam, la un moment dat din perspectivă tehnică electorală lui Dan Vâlceanu aici, cât de rău face că nu anunță candidatul. Nu, i-am face explic... bine. Așa, da. I-am explicat la un moment dat... Dacă chestia... cine da. Candidatii... Nu, dar Vrescu, era cu Marcel Umanescu atunci. Și l-am explicat care... Dom'le, au sărit și el și Lupulescu de fund în sus aici în emisiune. Ce ne faceți nouă strategia? Strategia lor i-a bătut rotar. Partid de 2 lei. Ăștia sunt... Bun, dar asta mai spune ceva. Trebuie să dai seama că dacă ar fi fost un candidat serios, Căciumarul pierdea? Da, am spus. Marcel Umanescu putea câștiga primăria. Rotaru a câștigat fără partid... Singur. Și totuși... Să nu umflăm nici pe Rotaru, că nu e măcar un sfert din Romanescu. A, nu. E măcar un sfert. Nu, și ce s-a întâmplat după, deci l-a pus directorul la patrimoniu și a vândut ca discurs s-a identificat ca un... El a pus directorul, a dat exact. Adversarul lui Cârciun. Nu, dar concurs. Nu s-a câștigat niciun concurs, știi, în ultimii 20 de ani în Gorj. Deci asta e limpede. Da? Deci nu mă luați și pe zona asta, pe unde se conduce, pe zona asta PSD, nu. Da? Nu. Cine a vrut boierii? Deci ei au numit. Acolo niciun concurs n-a fost cinstit. Eu m-am uitat, de exemplu, uitați-vă la Centrul Brâncuș. Doru Strâmbulescu la limbă străină, 10. Nu știe să zică bună ziua nicio limbă. Mă întreb dacă și în limba română. Hai să fim serioși. Astea sunt concursuri de 2 lei. Bă, na, eu îl cunosc pe Strâmbulescu și... Eu îl cunosc mai bine, da.
Cred că îl cunosc mai bine. Știu, îl cunosc mai bine, dar prin prisma faptului că n-am. Am avut oarecare relație. Cel mult amici am fost. Eu am fost coleg de emisiune cu el, n-am nimic de împărțit. Da, dar, nu pot, dar nu pot să mă abțin să nu spun când tu la Centrul Brâncuș pui pe cine îți vine așa. Cine la Centrul Brâncuș? E directorul Centrului Brâncuș, Doru Strâmbulescu. Asta vreau să spun. Da, mă rog, asta e cu totul altă voieste și am dezbătut-o aici. Bine, arogant, plin de el. N-am mai avut atât aroganță și asta de poate la Prunariu, la Mihai. Dar, bine, și, da, la... Deci asta, fudulie mare la băieții ăștia doi. Era supărat când a trebuit să plece din... Funcția de președinte la Pandurii. Supărat, rău. Și am zis, bă, Mihai, bă, e supărat acum că te pun ăștia să pleci? Da, că eu am făcut de... Bă, dacă când te-au pus, ai fost bucuros? Da, păi, noi trebuie să existe o echitate, adică totuși, să nu conduci nimic, să ajungi președintele unui club. De Liga 1? Da, de Liga 1, de mergea în cupele europene. Cupele europene. Mai, și asta e poveste. Că în momentul în care se propune și dai seama că postul, dimensiunea postului este mai mare decât ce ai putea tu face. Nu refuză nimeni ăștia. Și refuz. Dumnezeu, asta nu pot. Dă-mi ceva unde mă simt natural. Nu e chestia că ți se propune să refuzi. Nu! Tu lucrezi, te duci că s-ai tăiat la putere și spui, doamne, puneți-mă pe mine, că Alona Nicu a trecut prin cap să-l pună vreodată. Asta e limpede. Da, posibil. Dar măcar el avea salariu, o salariu mai decis de 2000 de euro. Lasă, doamne, la urmă, e și o diferență. Și povestea cu salariul, pe mine nu mă interesează cât are salariul. Nu mă interesează, salariul lui poate să fie oricât, dar să aibă rezultate. Exact. Uite că nu avem nici rezultate și s-a cam terminat cu fotbalul până la noi. Ultimele 2 minute, Alinion. Ce faci cu ele? Nu, să vedem. Eu refuz să cred că singura alternativă o să fie refuzul de a te prezenta, de bă, a te prezenta la vot. Nu, refuz. Dar spune atunci care e alta. Așa, exact, refuzăm. Care e, da. În momentul de fapt, trebuie să așteptăm să vedem ce ni se mai oferă. Ce ni se oferă? Dacă nu mă dați în direct, mai sunt și alte partide și care alte partide? Alte partide. Care toate la fel. Ioane, hai să vorbim concret, ce alte ne amăgim așa că poate mai schimbăm poziția, dar noi de fapt tot refuzarea de a prezenta poate merge o singură dată să atragi, să ți manifesti revolta, dar nu la toate alegerile să nu te prindi. Nu cred că asta e o soluție. Și alții să vină să voteze și să și să ce? Să voteze. Și să ce? Vin alții să voteze și să ce? Ca și când n-are și tot ăia. Ba, așa este, într-adevăr. Parcă ne vârtim într-un cerc vicios. Nu, în momentul în care nu într-o piesă absurdă. Ar exista un refuz masiv de prezentare la vot, parlamentul respectiv nu ar fi legitim. Imaginează-ți un parlament cu o prezență la vot de 15%. Cu siguranță acel parlament nu-și va încheia mandatul. Se produc seisme, frecări în interiorul partidelor, se încălzește, se supraîncălzește și generează altceva. Nu, e adevărat. Contaminare, în sensul ăsta există. Astea sunt mecanismele intestinale ale sistemului democratic, naște ceva. Dar în momentul în care noi le oferim confort, nu îi agresăm cu nimic. Suntem un popor fără reacție. Suntem un popor vegetal, vorba. Ei vin la fiecare 4 ani și ne dau câte ceva. Și unii iau, alții nu iau. Da. Dar știi că nu mai dau gălețe acum. Se pare că nu, nu. Dar știi ce dau? Nu, lasă că spui după emisiune. Doamnelor și domnilor, se pare că suntem într-adevăr într-o situație fără ieșire. Un popor, suntem un popor fără reacție, un popor care ia ce îi se dă și ia de bun, asta este foarte grav. Interesant, am auzit un lucru foarte interesant spus de Victor Ciutacu, spunea la un moment dat că probabil în România se va ridica monumentul turnătorului necunoscut. Unde e vaca la și unde vaca și porcul Crăciumanul? O să aflăm în altă emisiune. Le căutăm. Închei așa într-o notă tristă, pentru că vorbim de tot felul de oameni de ăștia, de borfași, de lichele, care sunt prin Parlamentul României, vai de capul lor și vai de capul nostru. Și... Vai de capul lor? Da. Al lor? Al lor, vai de capul lor, în sensul că sunt cum sunt niște prăpădiți la
la nivelul ăsta. Dar spuneam că încheie într-o notă tristă, pentru că, uite, poporul ăsta, așa nenorocit cum suntem noi, se nasc, dar și mor oameni de valoare. M-a întristat moartea lui Iuri Pascu. Poate așa, nu știu, ar trebui să mai intrați pe YouTube, pe aici, pe acolo, să vedeți cine a fost și să vă bucurați până la urmă de ce ne-a lăsat. Că dacă vorbim de politică, nu simțim decât scârbă. La revedere!